A putea cineva să-mi spună dintre voi, foarte pe scurt, de ce suntem aici? Să sintetizeze momentul. Că o să vorbim despre sinteză. Câteva cuvinte. Cine știe să ridic să meargă în față lângă doamna profesoară sau să-și povestească despre desenul pe care l-a făcut el. Povestioara care a spus-o doamnei la slău. Nu, dar vreau să știu motivul pentru care sunteți aici. De ce sunteți aici? Te rog. Vrem să alegem un premiu nou al școlii care să fie pe ani mulți și să se știe peste tot că emblema aceea este a școlii respective. Ați identificat cumva un element în spațiul școlii voastre la care vă raportați, care v-a spus ceva în mod special în arhitectura acestei clădiri? Ceva pe care îl vedeți zilnic, de care sunteți atașați în fiecare zi când plecați sau când veniți la școală și pe care îl țineți minte când plecați de la școală. Aveți așa o imagine, ceva din școala voastră care v-a rămas în memorie întipărit și vă rămâne. Geamurile și statuia de la intrarea principală, din mijloc de acolo de la... Statuia? Da. Și intrarea principală? Și geamurile acelea care... uite-te, suntem exact pe același gând. Acum, venind spre voi, m-am uitat, exact, mi-am pus mie întrebarea asta pe care vă pun vouă și... asta mi-a plăcut și mie, exact ce spui tu, această intrare cu geamuri, vitrată, da, spunem noi, care are un aer triumfal, nu? Seamănă cu un arc de triumf. Știți că în vechea Romă, împărații obișnuiau să marcheze victoriile lor, da? Printr-un arc de triumf. Acel arc de triumf putea avea o formă mai simplă, o singură deschidere, dar întotdeauna cu forma aceasta de arc semicircular deasupra, da? Sau trei deschideri. Dacă veți merge, ați fost la Roma? Încă nu. O să mergeți, cu siguranță, și o să vedeți în jurul tot Coloseul, de exemplu, sau arcului Constantin, arcului Titus, probabil că ați învățat la istorie, da? Amintiți-vă că toate aceste monumente, pe sub care nu trecea nimeni, pentru că se făceau după o victorie, da? Și columnele, sigur că da, dar arcurile de triumf aveau acest rol de a marca amintirea unei victorii. Și iată că liceul vostru are ca semn distinctiv, pe care îl poți deosebi din toate clădirile din jur, acest an de triumf, chiar dacă este plin, chiar dacă el nu e un monument singular de for public, voi în fiecare zi treceți pe sub acest arc de triumf. Și îmi pare foarte bine că sunt convinsă că și mulți dintre voi ați observat acest lucru, ai alt sentiment când intri pe o ușă pătrată, da, cu, apropo, ușile de la ghibă, de la sala profesorală și directoră, sunt foarte urâte. Trebuie să rebranduiți. Asta o să tăiem asta. Da. A trebuit să rebranduiți. Și asta. Întotdeauna omul are un alt sentiment când intră sub o boltă, da? Arc sau de la arc, patru arcuri creează sau sunt, pot fi baza unei cupole, da? Care este culmea arhitecturii. Totdeauna când stai sub o cupolă, respiri altfel, pentru că cupola sau arcul simbolizează cerul. Cerul. Deci voi când mergeți prin, sau când intrați sau ieșiți din școala aceasta, voi intrați printr-un arc de triumf. Da? E foarte frumos acest simbol și dacă aș fi eu în locul vostru, aș folosi exact această imagine pentru a punta cumva, aș compune cumva acest logo. Merită. Și statuia lui Ghibu, mă rog, bazoreliefful acela, dar în special această formă triumfală care marchează trecerea multor generații pe sub arcul acesta. Deci creează un sentiment. Un logo trebuie să creeze un sentiment. Și eu v-am adus câteva exemple
toate vor converge către simplitate. Deci un logo înseamnă o imagine prescurtată, o abreviere, da? Ceva din care scoți o esență, ca un parfum, să zicem, da? Știți câte mii de petale trebuie, de mai de mult când se făceau parfumurile din flori, trebuiau cantități enorme de flori care să fie distilate și apoi să dea câteva picături de parfum, dar care le țineai minte toată viața. Da? Asta este un logo. Ceva care e un extras, un distilat din multe, multe imagini și m-am gândit, uite, mi-a căzut aseară în mână acest album de prezentare, Orașul Baia Mare a candidat anul trecut pentru oraș în concursul Capitală Culturală a României. Vă dați seama? Și unul dintre cei care au contribuit la această foarte, foarte bine scrisă și concisă carte, îi vedeți aici, toți sunt foarte tineri, foarte tineri, ca medie de vârstă au 30 de ani, iată aici, sunt prezentați toți. Și acest domn, Vlad Teușance, probabil că domnului profesor îi spune ceva, a fost consilierul de campanie prezidențială lui Klaus Iohannis. Deci dacă citiți biografia acestor oameni, da, toți în jurnalism, apropo, toți sunt licențiați în jurnalism, pe lângă alte facultăți, și iată la ce nivel, cu ce echipă s-a lucrat pentru a crea acest brand pentru orașul Baia Mare. Nu? Când vezi forma aceasta, știi că imediat te duce cu gândul la Baia Mare. Și ei motivează. Și vreau să vă citesc această motivație, foarte frumos și scurtă, nu vă speriați. Zice așa. Deci logo-ul acesta, da? Aici poate-l vedeți mai bine. Vă spune ceva, vă trimite cu gândul la ce sunteți cumva din Maramureș și aveți bunici ca... Nu, mă duce cu gândul la portul popular, la Maramureș, la zona aceea mai tradițională. Da, care păstrează încă... Uitați-mă să-mi iau o ferare. Este deloc ușor să creez o imagine atât de sintetică și vă dați seama cât s-au gândit oamenii aceștia să facă acest logo. Deci foarte concis, ca un semn. Ca un semn. Unde îl vezi, deja, pac, se declanșează informația. Un semn distinctiv, puternic, vizual, care să aibă calitățile unui afiș. Da? Să vorbim iar despre ce înseamnă un afiș. Dar logo e mai mult decât un afiș. Da? E un afiș. Deci, un afiș, oricum e o imagine concentrată a ceva, unei idei. Dar logo-ul ăsta este concentratul concentratului. Da? Deci, în afiș, acest semn pe care voi îl veți crea va juca un rol de hipersemn. Da? De o formă pe care aia o duci cu tine, aia o faci insignă, aia ți-o tatuiezi, aia o porți cu tine acolo, îți faci medalion și o obții lângă sufletul tău. Știi? Deci ceva foarte mic, foarte aparent, foarte aproape neobservat, dacă îl porți cu tine, dar extrem de concentrat. Extrem de concentrat. Și zic ăștia, vă citesc așa ca să vedeți imaginea. Locul nostru sintetizează viziunea noastră strategică și valorile asumate. Elementul vizual central este o secțiune orizontală a unei not de lemn din 6 piese, un simbol regăsit în majoritatea culturilor arhaice europene. Este singura structură de acest tip care protejează un spațiu interior, asemenea unui pântec, ca o metaforă a adăpostului, protecției, găzduirii, principii fundamentale ale candidaturii noastre. Pentru că termenul lor sau cuvântul lor de ordine era ospitalitatea. Da? Deci, declinarea lui vizuală promovează juxtapunerea tradiției și inovației, artelor și meseriilor, a diverselor straturi culturale. Punct.
Deci asta este și plus câteva simboluri foarte bine găsite care țin strict de design. Deci au lucrat aici specialiști foarte, foarte competenți. Și de ce mi-a plăcut? Deci ce ai spus tu a fost foarte bine, dar e chiar mai mult decât atât. Pentru că în cultura maramureșană există aceste, care vin de foarte departe, aceste noduri, niște îmbinări de lemne mici care sună și nu se pot desface. Deci, niște, se spune nodul dacic, se pare că vine din vechea cultură dacică, care au un rol, acest sunet de alungare a duhurilor, da? Ca și clopoței, ca și, știi, sunt sunete benefice care țin la distanță duhul. Deci are un rol magic acest nod pe care îl folosesc sărani și pe care și Brâncuș apoi l-a preluat în lucrarea sa. Dar uitați-vă, deci acest nod în secțiune ar fi ca și partea asta roșie, da? Dar ei au modificat, asta este foarte frumos, au făcut aceste mici croșe, da? Croșete, mici volute, mici, vedeți? O formă din aceasta care aduce energiile în interior, spune căldură, ospitalitate, da? Deci formele astea îmblânzesc și modifică forma arhaică. O vedeți? Amplificată aici. Deci asta este o contribuție foarte inteligentă a lor, care imediat aduce această plusvaloare, această nuanță de căldură, de interior, de hai la mine, hai cu mine, da? Hai în ospeție, hai că te primesc. Vedeți? Cât de subtil, numai un pic, un stropișor au modificat această formă arhaică, foarte precisă și au dat această conotație personalizată. Asta va trebui voi să faceți. Deci nu e destul că faci arcul de trus sau ce element vreți voi simbolic care vă este vă drag. Trebuie să vă fie drag. Foarte important să vă fie drag. Foarte important să aveți o legătură cu el, să vă placă. Să nu fie așa vă luat din, hai să fie că arată bine, nu? Să vă placă. Asta este important. Să găsiți un element cu care să aveți o relație personală, da? Pe care să-l aduceți în spațiul vostru și apoi să-l interpretăm copiați. Asta este esența unui logo. Să găsești acea câtime, acea mică atingere, da? Când te-ai mâna cu cineva, nu destul, te uiți la el, îi zâmbești. Poate zâmbetul acela din logo-ul vostru va fi foarte important și va crea o senzație în celălalt. Ideea, sigur, peste tot o reiau, este aceea de simplitate. Se spune că simplitatea este, și vă rog să rețineți asta, asta chiar v-aș ruga să rețineți, simplitatea este complexitatea rezolvată. Da? Deci, facem o decantare. Luați o imagine și o decantați, așa ca și când aveau apă tulbure sau cu argilă, da? Și o lași puțin să dospească, după aia o decantezi și o decantezi, și iar o lași, și iar te uiți, și iar te depărtezi, și iar te apropii. Și la sfârșit, razul ție mai puțină apă decât a fost, tot mai puțină, dar tot mai pură. Da? Sau ca și apa de izvor, când trece prin frunze, prin pietre, nu prin câte nu trece apa, care în final, că firicel acolo, dar este pur. Cam asta este logo. Cam așa trebuie să simți tu când îți luai imaginea, că bei vizual, ochiul tău bea un strop de apă pură, de imagine pură, da? Un concentrat. Din nou, jumătatea de concentrat. V-am adus vă prezint una dintre cele mai mari ceramiste ale lumii. Se cheamă Marta Iacobovici, trăiește în Oradea, trăiește în lumea aceasta largă, este invitată în Japonia și în toate expozițiile și simpozioanele. Și această Marta Iacobovici, care are 70 de ani, persoană foarte modestă, nici nu observi pe stradă, dar este un cap de afiș în tot ce înseamnă ceramică mondială, foarte modestă, a creat
atât de mult a distilat formele, cât ultimele expoziții, iată, se și cheamă Metaterra, dar dincolo de pământ. Se știe că ceramica lucrează cu pământul, nu? Cu lutul, ce vrei mai pământesc decât lut. Și metafora asta care îl trimite la ideea de pământ greu, de moarte, nu? Te acoperă lutul, cam cu conotația așa, neliniștitoare. Ei, lucrând cu lutul, cu terra aceasta, cu pământul, cu gea, a creat lucrări pe care le-a numit Metaterra. Meta înseamnă dincolo, meta, metamorfoză, dincolo de formă, da? Deci când spui meta, spui tu te meta, tu te dincolo, da? În lumea lui dincolo. Ei, și această, Marta Iacobovici, această doamnă fără egal în lumea artei, iată cum a simplificat până la 70 de ani, vă dați seama că a decantat forme, a decantat materie și a creat aceste forme care se întorc în pământ. Seamă, dacă le pui în pământ, parcă ar fi pământ. Nici nu le poți deosebi de pietrele pământului. Deci așa Deci uitați-vă cât a simplu. Și formă simplă, și culori foarte simple, dar foarte rafinate, extrem, parcă ține să le mănânci, așa sunt de parcă cu zahăr pudrate. Foarte, foarte frumoase și sunt o dovadă a drumului unui artist care, iată, creează loburi vizuale. Nu te mai saturi de ele, deși sunt foarte simple. Nu poți să spui ce reprezintă, dar au atâta căldură în ele. Au căldura focului, au căldura gândului, au acest efort de a concentra materia care te copleșește și când le iei în mână sau când te apropii de ele, deja simți energia lor. Da? Deci un logo este o formă de exprimare a unei energii interioare pe care voi o culegeți ca și albinele din multe, multe flori și creați mierea. Nu? Gândiți-vă la albine. Ce fac ele? Cât efort de individual și de organizare și de creație ca din polenul acela ele se facă picături de miere. Nu? Ce prețioase sunt acele picături. Sau lătișorul de mare. Ei, cam așa se întâmplă și în artă. Și logo-ul este această chintesență, această picătură de miere pe care voi o țineți uitându-vă în jur și găsind o imagine care să vă placă și care apoi să o puteți concentra. Toată istoria artei este o concentrare a adevărata istoria artei și aș vrea să vi-l prezint foarte, ca să nu vă obosesc foarte tare, dar noi îl celebrăm în fiecare zi, ar trebui să celebrăm pe Brâncuș, nu doar acest an. Găsim totuși momente de naștere, de moarte, de nu știu câți ani. Dar nu asta este important. Și asta este important, bineînțeles că mi se aduce. Chiar astăzi voi merge la Giula, la Școala Românească din Giula, unde să-l prezint pe Brâncuș cu Lucian Silaghi, cu domnul de la cultură. Deci, iată, Brâncuș pornește de la forme obișnuite, care vedem ce reprezintă, nu? Chipuri. Știa să sculpteze foarte bine, uite, suferința, capul lui Lacon, sau doctorul Davila, uite, capele de copii. Și el începe încetul cu încet, de fapt, destul de repede începe, să taie forma, vedeți? Să o ciuntească, să o frângă, tocmai pentru a, așa cum faci cu un copac, ca să crească, nu? Încep să-i tai ramurile. Încep să obții un lung. Primul pas spre logo unui copac, nu? Încep să-i faci un pic de ordine. Și tai crengile și faci curățenie în jur ca seva lui să se concentreze către interiorul lui, da? Așa. Și tot, uite, și copiii ăștia, cu membre tăiate, uite rugăciunea care are un braț și ea tăiat. Deci, iată, nu le spune că e urâtă. Ce sens are? Ei, Brâncuș căuta această sevă interioară, căuta să concentreze materia către interior, către spirit. Și, iată, creează forme tot mai simplificate, tot mai dintr-un cup, nu? El aproape că încep să umple o formă elementară. Deci aici, cercul, pătratul, triunghiul, da? Sunt care vin din arta populară. Sunt
oamenii primitivi, oamenii care și artiștii țăranii, din țăranii care făceau arta și fac arte populare, se exprimau prin aceste simboluri încifrate. Ei nu vorbesc mult, nu descriu, ci vorbesc prin aceste semne care conțin în ele energia multor generații și multor cuvinte, multor idei, multor... deci nu vorbă lungă, ci concentrat, distilat. Și iată, sigur, acum vă prezint doar așa extrem de sumat, ca să vă faceți o idee, cum acest sărut, această îmbrățișare, vedeți, tot mai monolitică, se concentrează către ochii aceștia doi, care împreună creează un ou. Oul este iarăși o formă foarte importantă, care trimite la ideea de naștere a lumii. Fiecare copil, fiecare pui de găină, fiecare orice care se naște, începe lumea cu el. Nu? Deci oul este o formă organică foarte puternică și iată cum asta se făcea în 1907. Și brâncuș, ca să vedeți esențializare, marele brâncuș care tot a trecut prin pasărea măiasă, tot așa, pășoara Poganii, nu, uite, ajunge la forme tot mai, uite, de la portretul acela de la Muza Dormind. Uite-o, da? Un portret, deja aici vezi totuși că e o femeie care doarme, visează, nu? Ei ajunge la aceste forme esențiale și mai avea o sculptură pentru orbi, formele astea pe care le șlefuia așa la fiecare zi, ca și cum mângâi pe cineva drag și l-a băgat într-un sac de catifia și numai așa puteai să percepi formele astea dacă le mângâia, da? Structura pentru orb, foarte frumos, ca să simți cu adevărat forma. Și în marmură, și în bronz, totul era lustruit, totul era o oglinda lumii. Și uitați-vă, vă rog, faceți această săritură între, ce vă spuneam, între motivul acesta al ochiului, care e un ou, nu? O promisiune a nașterii unei lumi, iată un logo, da? Iată un logo. Putem spune că din toată forma asta, distilatul este aici și uite de ce se transformă acești doi ochi, da? Într-un cerc, ca o sămânță, nu? Uite, sărutul, cei doi s-au transformat prin distilare, prin decantare, în două columne, în patru, de fapt, dar, mă rog, totul se multiplică și ochiul acela s-a transformat într-o sămânță eternă din care se naște Universul, da? Nu mai este un el și o ea, nu mai este ești tu sau el, nu este întreaga lume, nu numai omenire. Tot Universul este aici care se naște de contenit din armonia dintre contrarii, da? Foarte frumoasă aceasta. 30 de ani sunt între acest logo și acesta. Deci, în concluzie, voi asta aveți de făcut, să distilați toate imaginile pe care le iubiți în legătură cu liceul vostru și să ajungeți, iată, e un album cu designer celebri, uitați-vă, designul ce înseamnă forme extrem de curate, de elegante, de minimale, nu? Totul se înscrie, uitați-vă, extrem de simplu și de elegant, dar să știți că formele astea sunt rezultatul unei îndelungi esențializări a formei. Da? Toate acestea sunt nouă. Vizualele ții minte și le duci cu tine peste tot.